avut vreo 20 ceva de apeluri nepreluate. Deci e la mami. Efectiv aici sunt munți de zăpadă. Uitați acolo, e o mașină și acolo lângă îi cât am muntele de zăpadă și a reușit să parcheze și mașina. Mamă, cât a durat. Jeez. Jesus Christ. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Paul și bine ați venit la Daily Bee numărul 5, deoarece Daily Bee numărul 4 a fost un adevărat succes. Glumesc. Când filmez eu Daily ăsta, Daily Bee 4 nu s-a postat încă, dar am speranța că o să fie că o să fie un adevărat succes. Am venit la Rieșeni astăzi, e luni, 14 februarie, o zi cu mare însemnătate pentru unii. Da, noi am venit la Rieșeni să ne dăm cu o placă, un schi, ceva, să avem un timp frumos aici. O să stăm de astăzi până miercuri, așa că, nu știu, cel mai probabil o să fac un vlog în toate astea 3 zile. O să le pun toate pe o altă și o să iasă, cred, un vlog. Dacă e mai mult content și este mai mult de, nu știu, văd atunci poate, cel mai probabil, o să le împart în două ca să nu fie foarte mult, dar eu zic că o să iasă unul și bun. Mai scap din Emi. Am tot în buzunar. Purtea să deschide la 12, da. Emi la 11.59. Mergem la schiat. Ce? Și vremea și faină. Alex, vrei să zici ceva aici, la cameră? Slavă Domnului! Slavă Domnului pentru toate, a? Am ajuns cu bine la Rieșeni, acum mergem să închiriem cele de trebuință. Și, da, Domnul lucrează cu semne și minuni. Bă, băieți, dacă mi se potrivește asta, asta e aleasa inimii. Au, mamă, la înălțime e bună, acum vedem ce zic. Băieți, uitați aici, una și una. Care mai de care? Așteptăm să luăm un abonament, ceva, pe ziua de astăzi și apoi dă-i. Aici cu toată echipa. Bă, dar unde e Andrei? Kanye West, dorăvâria. Știți că nici eu nu mai adu, arăt mai bine. Zici că stai, Lee. Dar nu contează. Hai să ne distrăm. Cam așa arăta outfit-ul de astăzi și ceva probabil și la de mâine. Eu zic că e acceptabil, pot să-l las ăsta și un pic mai jos, așa să am un pic, niște aer. Dar în principiu, let's go! Bun. Prima tură pe pârtie. Am cam rămas blocat aici și ea, pentru că am venit pe unde nu trebuie. Da, aia e. Da. Cam în această situație s-a ajuns. Vă rog să nu mă judecați. E a doua oară când mă dau cu placa. No, învățăm încet, încet. Ce e să faci? Aia e. Mai ajungem într-o prăpastie, mai într-un copac, mai ceva. Da, înveți încet. Încet, încet. Învățăm. Da, deci suntem în căutarea unei plăci. Efectiv a luat-o la vară și acum nu mai găsim. Chiar nu mai găsim placa aia. Unde mors? Bă, chiar am pierdut o placă și a luat-o la vale pe aici, în pădure. Nu-i clickbait sau ceva? Ai, ai! A, da, 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 da. No, am găsit și placa. S-a găsit. Îi făceam poze la Paul Bani, din ce placa mea. A plecat la vale. Eram acolo, oh nu, placa! Și s-a dus. Dus a fost. Timi, ce părere ai de această experiență? Eu nu-i cunosc. Nu sunt aici. Păreri? Chestii? Da? Venim și mâine. Normal. Astăzi a fost încălzirea. De cum am ajuns la cabană, m-am pus să termin de editat vlogul care trebuie postat în seara asta. Daily Bee 04. Când o să vedeți voi vlogul ăsta,
ăla o să fie deja postat, nu știu, jos se cântă, trebuie să mă duc imediat să văd care-i treaba, că mor de foame, dar trebuie să-l termin, e undeva la ora 7, aș vrea să fie postat pe 8. Da, efectiv s-a încărcat 40% și e ora 23:38 efectiv. Da, nici nu mai știu ce să... I-am și băgat un pic de somn între timp, acum mă duc să văd care treabă pe jos. Mai stau și eu la poveste, mai facem ceva jocuri. Singura soluție, o să las laptopul să meargă peste noapte și cel mai probabil până dimineață o să fie încărcat. Nice. De la cât? 9:30. De la 9:30 și ceasul e 2:43. Bă, am dat gata un puzzle la 1000. L-am dat. Bună dimineața și bine ați venit la a doua zi de vlog. Ca să vă dau niște updates, s-a postat vlogul aseară. Nu, azi dimineață a reușit să se posteze pe la 7:30, cam așa. Afară ninge liniștit. Eu m-am trezit cu niște dureri mari de spate, dar... Da, sper să fie ok. Astăzi mă duc înapoi la pârtie. Nu o să mai cad. O să încerc să nu mai cad așa de des. După astea două zile în care am făcut multe activități de iarnă, cel mai probabil o să fie vreo două săptămâni de recuperare numai. Dar na, e frumos, e frumos. Da, ce îmi încurcă mie planurile astăzi? E zăpadă mare de pe pârtie. Acum stau pe pârtie în picioare, trebuie să mă duc la vale, dar stau... No, o să încurce cam planurile și am picat de câteva ori din cauza zăpezii mari. Nu o să mai cad. Pentru că efectiv ți se bloca placa. Da. Mă îndrept spre cabană, că am picat rău de tot. Am picat ca și un începător, efectiv ca și un începător am picat. Într-un loc în care nici nu era apă, nici nu era așa, dar am căzut pe spate. Păi și mă doare rău de tot. Am luat și sticărele cu bandiții, mergem să le împărțim pe jos, cine dorește. Nu uitați dacă vreți sticăre, nu uitați să-mi scrieți pe Insta, scrieți-mi eu vreau sticker și o să-mi lăsați acolo o adresă, un nume, un cod poștal și o să vă le trimit. După cum am zis și în vlogul anterior, vreau să ajungă la fiecare bandit să aibă un sticker, măcar un sticker cu bandiții, să-și-l pună pe unde vrea, nu știu, telefon, laptop. Unde vreți voi, scrieți-mi pe Insta, cel mai probabil o să-l găsiți în descriere sau o să pun eu undeva pe aici. V-am pupat! Zic că la nuntă când vii cu camera la mare. Bună dimineața, e a treia zi aici la Rieșeni. E ora 10:40. Trebuie să eliberăm camerele până la ora 11. Mai am vreo 2 minute. Mergem și vedem ce se întâmplă pe jos. Care treaba? Am auzit că deja cam toată lumea a eliberat. Eu am dorit un pic mai mult. No, aia e, se mai întâmplă. Treabă. Asta e partea care nu se vede, știi ce zic? Asta e... The backstage.